fațete de tare fără a șlefui din dinte sau sculptura pe dinți, cum ne place nouă să spunem, astăzi vorbim despre cum este posibil și vedeți cazuri înainte și după. Salut, sunt dr. Emanuel Berbece, sunt medic protetician în cadrul clinicii dentaliste. Fațetele directe sau fațetele din compozit sau composite bonding, cum le mai găsim în mediul online, sunt o variantă de tratament cosmetic prin care practic aplicăm pe suprafața dinților material de plombă și ne dorim astfel să îmbunătățim aspectul estetic al dinților. Genul acesta de tratament se recomandă tuturor pacienților care își doresc o îmbunătățire a zâmbetului, dar sunt și situații speciale în care ele au o indicație, spre exemplu când există modificări de poziție ale dinților, când există diferite probleme de genul dinților abrazați, dinților care sunt sparți, diferite colorații ale dinților. Toate acestea sunt indicații ale fațetelor directe din material compozit. Etapele de realizare ale acestei proceduri sunt, în primul rând, o consultație inițială în care descoperim ce își dorește pacientul, ce ar dori să modifice la zâmbetul lui. Ulterior, diagnosticăm și încercăm să-i facem un modelaj diagnostic, practic să probăm un set de dinți la o ședință viitoare. Iar dacă obținem acceptul lui, există de cele mai multe ori două ședințe în care se realizează propriu-zis fațetele de compozit. O primă ședință în care aplicăm grosier materialul pe dinți și o a doua ședință în care finisăm și lustruim fațetele, dându-le forma finală și, bineînțeles, luciul final. Nu este un tratament dureros, există și o etapă în care de cele mai multe ori se face anestezie, dar ea se realizează tocmai ca tratamentul să fie și mai confortabil, fiindcă de multe ori materialele compozite se aplică pe dinți sub izolare cu digă, se ligaturează de multe ori dinții, adică se retrag ușor gingiile și dacă nu facem anestezie în situația asta, poate să existe o jenă intraoperatorie. Deci anestezia nu face decât să crească confortul procedurii, iar după realizarea lor nu există de cele mai multe ori niciun disconfort. Genul ăsta de tratament este foarte durabil. Materialele pe care le folosim sunt capabile să reziste foarte mulți ani, fără să-și piardă din proprietăți. Lipitura pe care o realizăm între fațetă și dinte, iarăși, e de foarte bună calitate și poate să reziste foarte mulți ani. În schimb, față de fațetele din material ceramic, spre exemplu, există o posibilitate mai mare pentru acest gen de tratament să își piardă din luciu. Și asta presupune controle la intervale regulate de timp, în care practic apreciem dacă materialul respectiv și-a pierdut lustru, fiindcă pierderea lustrului e influențată de mai mulți factori și nu doar de materialul în sine. Și sunt situații în care trebuie într-adevăr să le relustruim, dar sunt și situații în care ele pot să aibă luciu chiar și mulți ani. Poți să ai grijă de fațetele tale din compozit, la fel cum ai grijă și de dinții tăi. Dacă ai o igienă corectă, atunci ele vor rezista o perioadă lungă de timp. Avantajul fațetelor de compozit în comparație cu fațetele integral ceramice este în primul rând că ele sunt un tratament cu adevărat minimum invaziv. De cele mai multe ori nu ne atingem deloc de suprafața dinților și asta le face să reziste foarte mult timp. Chiar mai mult de atât, dacă ele rezistă mai puțin decât fațetele integral ceramice, se pot înlocui foarte ușor. Și ăsta e într-adevăr cel mai mare avantaj pentru că putem să păstrăm intacți dinții pacientului. Dezavantajul față de fațetele integral ceramice este că genul acesta de tratament presupune o experiență practică foarte mare. Ele se realizează individualizat pentru fiecare pacient și se sculptează fiecare dinte în parte, iar asta necesită niște abilități care se dobândesc cu dificultate și cu experiență destul de mare. E foarte
important să înțelegem că există deja există indicații clare atât pentru fațetele de compozit, cât și pentru fațetele integral ceramice. Deja fațetele din compozit nu sunt o variantă de compromis de tratament. Ele sunt o soluție modernă de tratament cosmetic și aș spune că sunt cu adevărat recomandate în special pacienților tineri și foarte tineri, pentru că deja astăzi ne dorim să realizăm tratamente foarte puțin invazive, care de fapt să prelungească viața dinților și nu viața materialelor pe care le folosim. Spre exemplu, dacă punem o plombă pe un dinte sau aplicăm un material de plomb în cazul fațetelor pe un dinte, ok, știm că statistic nu e la fel de durabil ca o masă ceramică. Dar ce știm este că fiind mult mai puțin invaziv cu dintele, există șansa mai mare ca dacă se întâmplă ceva cu materialul respectiv, să nu se întâmple ceva cu dintele de dedesubt, ci să-l putem recupera și să-i putem prelungi durata de viață a dintelui și nu a restaurării. Așa, ca o concluzie, astăzi noi ne dorim să realizăm tratamente care, deși poate că statistic nu sunt atât de durabile, putem să le schimbăm la perioade nu atât de lungi de timp, dar putem să le schimbăm cu alte tratamente care păstrează dintele intact. Te așteptăm la o consultație să vedem dacă și tu ești candidatul potrivit pentru ele. Și bineînțeles, lăsați-ne în comentarii toate întrebările voastre, să revenim cu clarificări.